o frațenie de o mamă. Cu ce dor v-am căutat. Nici munți n-au fost nici teamă, nici lei să-i bagi în seamă atunci când m-am căutat. V-am prețuit iubirea cât am putut din ea. Cu toată dăruirea v-am vrut nedespărțirea, dând totul pentru ea. V-am dat lumina toată cât am putut în ea, din jertfa neuitată, din jertfa cea curată, ce-o împărtășeau odată și dinaintea mea. Să fie oare toate acestea în zadar? Sunt minți prea mult uscate, ori sunt prea mari păcate, de nu mai este har? E cea din urmă cină aceasta printre voi? Ori Domnul o să vină, ori nu o să mă mai țină, și fiți cum vreți apoi. O, fii ai mamei mele, de ce vreți să periți? Viclene îndemnuri grele, vă duc la iad cu ele, de ce nu vă treziți? E cu cei mici părinți, iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. Am spus aceste câteva versuri pe care fratele Traian mi-aduc aminte, eram tânăr, când cântam cântarea aceasta. Tream greurile acelea cu zeci de ani în urmă și-o cânta plângând. Tream stările acelea de atunci, din anii tinereții noastre. Și mai încoace când fratele Traian, tot la fel, intra într-o adunare. Știți ce cântare începea? Ce bine-i printre voi, iubiții și dragii sufletului meu. Iubirea voastră în mine arde alături de-a lui Dumnezeu. Și spunea mai departe, cu voi e Dumnezeu în mine și eu cu voi în Dumnezeu. Așa era stările. Așa simțea frații dinainte, cu voi e Dumnezeu în mine și eu cu voi în Dumnezeu. Să gândim fiecare dintre noi, să trăim, să retrăim stările acestea, frăților. Astăzi, la Sfânta Biserică, au fost două evanghelii. Și când să citim una din ele, de la Marcu, capitolul 8. Apoi, capitolul 8, începând cu versetul 27, atunci a început, luăm puțin mai înainte, atunci a început să învețe că Fiul omului trebuie să pătrânească mult, să fie tăgăduit de bătrâni, de preoți, cei mai de seamă, și de cărturari, și să fie omorât, și după trei zile să învieze. La spusul, le spune aceste lucruri pe față, Petru însă l-a luat deoparte și a început să muște, dar Iisus s-a întors și s-a uitat la ucenicii săi, a mustrat pe Petru și i-a zis înapoi a mea satană, fiindcă tu nu te gândești la lucrurile lui Dumnezeu, ci la lucrurile neroditoare. Și apoi începe Evanghelia de astăzi. Apoi a chemat la el norodul împreună cu ucenicii săi și i-a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, căci oricine va vrea să-și scape viața și mă va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea, o va
din pricina Evangheliei, Mântuirii. Prea iubiții noștri, frați și surori, suntem în după amiază aceasta pe aici, împreună. Așa cum spuneam despre fratele Traian, noi foarte mult, foarte mulți dintre noi scoatem în față pe părinții noștri. Bine lucru facem. Spunea Sfântul Grigorie, să vorbești despre Dumnezeu este un lucru bun. Să vorbești despre Sfinți este un lucru bun. Dar să trăiești ceea ce spui este un lucru și mai bun. Și spuneam, vorbim despre înaintașii noștri. Au trecut ani de zile. De când ei au plecat, majoritatea au plecat acasă. Și noi am rămas. Noi care suntem aici, care suntem pe toată suprafața Pământului, care suntem, facem parte din nucleul acesta, din oastea Domnului. Am rămas. Părintele Iosif, un lucru a făcut. Când era aproape să plece de pe Pământ. Erau toți de față, fratele Traian, fratele Ioan Marinie, era acolo aproape. Și l-a chemat pe fratele Traian lângă el și i-a spus așa, dragă Dolz, cu mine s-a cam terminat, dar rămâneți voi, aveți grijă cum rămâneți, ceea ce faceți și cum duceți mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi, duminica trecută, la apostolul care a fost de duminica trecută, foarte interesant, de la Galateni, capitolul 1, începând cu versetul 11. Și spune acolo Sfântul Apostol Pavel, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, nu este de o bârșie omenească, pentru că n-am primit-o de la vreun om, ci prin însăși descoperire dumnezeiască. Și apoi Sfântul Apostol Pavel vine și își mărturisește, își spune toată viața lui, tot ce a făcut, ca o mărturisire, pentru că avea pe inimă. Și apoi, după ce își mărturisește viața lui, vine cu un cuvânt, acolo care scrie așa, dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte, din pântecele mamei mele, a găsit cu cale ca să descopere în mine pe Fiul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi aici, nu-i așa? Credem, părinții noștri s-au rugat și au făcut-o de așa fel, ca să fim puși deoparte. Nu-i așa? Așa cum spuneam fratele Traian, părintele Iosif, ca să fim un puși deoparte, ca să ne aducem aminte că părintele, fratele Traian, de aceea a trăit și a murit așa, așa, fraților. Pentru că avea în gândul lui mereu cuvintele acelea. Aveți grijă să duceți cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Dacă eu în familie știu că mama mea și tatăl meu a fost un om, a fost niște oameni care m-au învățat frumos, m-au crescut frumos, mi-a arătat frumos drumul pe care trebuie să merg. Eu sunt dator. Pentru că văd că dacă nu, ori de câte ori, vine câte o nuieruță. Am văzut, vine câte o nuieruță. Și atunci ea îmi dau seama, aceasta e din cauza că eu nu am ascultat. Că eu nu ascult. Așa au fost părinții noștri și așa ne-au lăsat. Și așa trebuie să fim și noi, fraților. Așa trebuie să continuăm și noi, fiecare dintre noi, așa cum spuneam de Sfântul Pavel, dar că Dumnezeu care m-a pus deoparte și pentru ca să fii un pus deoparte, facem legătură cu Evanghelia de astăzi. Ce frumos! Ce frumos! Sfântul Evanghelist Luca aici arată înaintea Evangheliei ca să aibă înțeles pe deplin. De aceea am citit. Înaintea Evangheliei spune despre patima Domnului Iisus.
Spune-i despre ceea ce Domnul Iisus trebuia să pătrânească. Și îl arată pe Sfântul Apostol Petru. Îl arată, arată felul lui. Și de la început, și după aceea. Și îi spune, nu la voia întâmplării, îi spune, înapoi a mea, Satan. Pentru că gândurile tale, când suntem aici în locul acesta? De atâtea ori, fraților și surorilor. De ce se întâmplă printre noi? Vin gânduri care nu sunt de la Dumnezeu. Vin gânduri care ne frământă. Gânduri care ne dezbină. Gânduri care ne desparte și ne trimite unul într-o parte și unul într-altă. Așa că într-o familie. Ce frumoasă e ți-a bănuia părtășia. Când cei doi, mama și tată, trăie frumos. Sunt împreună. Copiii văd frumos, abia așteaptă. Iată-vă aminte, abia așteptam să merg acasă. Să fie seara, să fim împreună cu copiii, să luăm masa împreună. Am fost în Londra, eram așa un cuib, abia așteptam seara, fraților. Știți cum eram acolo? Seara luam masa împreună cu toți care eram în casă, eram doar două în casă. Eram ca într-o familie. Aceasta este o părtășie pe care trebuie ca să o mențină. Pentru că avem, altfel nu avem pace. Ce greu lucru este pentru un om care nu are pace, care nu are liniște, care nu-și simte liniștea. Ce greu este. De aceea, așa cum spuneam de Evanghelia de astăzi, după ce Domnul Iisus a mustrat, după ce vine și spune, apoi a chemat la el norodul și a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și apuce și să mă urmeze. Iată, lucrul acesta, fraților, cel mai mare lucru este pentru fiecare dintre noi, lepădarea de sine, lepădarea de euul acesta. Părinții noștri, de fiecare am amintit, lucrul acesta l-au avut prima atenționare din viața lor, lepădarea de sine. Și apoi a putut ca să scrie poezii. A putut să scrie atâtea, toate le trăiam, părinții noștri, să scrie atâtea cărți. Pentru că întâi s-a lepădat de sine și după ce s-a lepădat de sine, au venit celelalte lucruri. Au venit de la Dumnezeu, de la Duhul Sfânt. A curs și a curs și a scris și a scris, fraților. Și noi acum le avem pe masă, le avem în bibliotecă, dar nu știu dacă le avem în inimă. Nu știu dacă le avem în inimă. Citeam în viețile Sfinților. Lucru de care, referitor la Evanghelia de astăzi, lepădarea de sine. Și spune acolo, am mai spus și altă dată, dar parcă doi călugări. Erau frați și de trup, și de unde mergeau la biserică acolo. Și într-o zi starețul, la mănăstire unde era, starețul îl vede pe unul din frați, foarte fericit, foarte fericit. Părinte, frate, de ce ești așa de fericit? Îl am pe Dumnezeu în mine, îl simt în mine. Și atunci starețul, știți ce a făcut? L-a făcut preot, l-a chemat la el, l-a făcut preot. Dar s-a întâmplat altceva. După o perioadă, starețul ea s-a întâlnit în mine. Frate, dar nu mai ești, părinte, nu mai ești fericit acum, nu mai cred, nu mai ești mulțumit. Ce să-ți fac ca să fii din nou mulțumit și fericit? S-a uitat părintele, la părintele stare și a spus, dacă vreți să mă faceți fericit, vă rog, faceți-l și pe prietenul, pe fratele meu, preot. Dar cum să-l fac, părinte? Ca să fii preot, trebuie să ai niște condiții, să fii bun, să fii iertător, să fii cel din tâi în fapte bune, să ai toate lucrurile acestea. S-a uitat părintele tânăr care a fost făcut la părintele stareț și a spus așa, fraților, să vă aminte. Părinte stareț, nu știu dacă le are pe acestea, dar un singur lucru știu, căci el este mai bun decât mine. La care părintele stareț a făcut semnul întrebări și n-a mai spus nimic și l-a făcut și pe al doilea, fratele lui l-a făcut preot. Dragii noștri, suntem în seara aceasta, după amiază aceasta. Să avem grijă. Felul cum ne comportăm noi. Cum suntem noi unul față de altul. Cum facem noi, îndeplinim noi Evanghelia, măcar Evanghelia de zi. Cum citim noi în viețile Sfinților, în calendar, vedem în calendarele noastre
un lucru interesant, când ne uităm la ziua care este astăzi, 2, 5, 10, 12, acolo, știți ce este trecutul ea? Sunt sfinții care sunt în ziua aceea, pe care noi trebuie să citim, să vedem cum a trăit omul sfinții aceia în ziua aceea, frăților. Pentru ca noi să luăm aminte de ei. De aceea scrie, viețelor sfinților, astăzi biserica noastră sărbătorii prăznăiește pe Sfânta Cuvioasă Paraschiva. Ce mare, dacă o citim viața ei, ce mare lucru vedem de acolo, ce lucruri minunate despre familie, despre felul cum iară, da, despre felul de binefacere care l-a făcut, pe care trebuie să avem noi, nu și material, dar și sufletesc, frăților. A face bine unui om, întâi trebuie să-i dai ceea ce are nevoie, să-i dai ceea ce are nevoie, pământesc, ca să poți să poată să primească și să poată să-și deschide inima. Întâi trebuie să-i deschizi inima, să poată să-și deschide inima, să poată să primească, să primească pe Hristos. Ce mare lucru! Așa a făcut Cuvioasa Paraschiva. Dar ea, citim istoria ei și mulți o știm, dar ea un lucru l-a făcut. Referitor la Evanghelia de astăzi, a fost repetată cu totul de sine. Era într-o familie bogată, înstărită, făcea milostenie. Nu ținea cont că ea era îmbrăcată în haine de lux. Le dădea la cei săraci, iar îmbrăcat, le dădea la cei săraci. Pentru că avea ceva în inima ei. Dumnezeu, Duhul Sfânt a lucrat prin ea și n-a ținut niciodată. A plecat, a murit, dar ea nu a murit cu un gând rău față de Tatăl Său. Datorită căreia ea a murit. Înaintașii noștri, sfinții înaintași, dacă vine Constantin Brâncoveanu, el când a murit, a spus, plec de pe pământul acesta, creștin vreau să m-am născut și creștin vreau să mor, plec de pe pământul acesta ca să nu îi iert pe vrăjmașii mei, ca să nu plec în povara de ură. Așa au plecat părinții noștri. Fratele, părintele Iosif, ce frumos vedem în toată istoria, în tot ceea ce ne-a lăsat el. Primul lucru care l-a făcut părintele Iosif, s-a lepădat de sine, fraților. Așa de mult arată el în toate cărțile lui, lepădarea de sine. Felul cum spune că el a fost cel mai însemnat, a fost slăbănogul care se purta de pe un pat pe altul. Și așa mai departe spunea el. Dar un lucru, părintele Iosif, știți ce a făcut părintele Iosif? Nu i-a urât pe cei care l-au prigonit. Pe cei care l-au desprecat. Nu i-a urât. A plecat. Se credea că dacă l-a scos afară din biserică, i-a luat haina, a plecat părintele. Dar nu, fraților, ne-a dat o lecție pe care trebuie noi să o gândim mereu. Ne-a dat o lecție ca să rămânem în biserică aici, în sfânta noastră sobornicească și apostolească biserică. Aici să rămânem. Aici ne-a născut părintele Iosif. Aici s-a născut lucrarea oasei Domnului. În biserică, aici, fraților. Pentru ca fiecare dintre noi să putem să avem părtășirea cu Duhul Sfânt. Ce greu i-a mai întors apoi? Ce greu este pentru un om, pentru mine, pentru frăția ta, care nu ai călăuză pe Duhul Sfânt? Mergi pe pământul acesta, mergi de la lucru, de la treburi, dar vezi de multe ori oameni care, frate, băi omule, simt ceva lipsă, simt că Dumnezeu nu mă ajută. Dar trebuie să ne uităm în viața noastră, să văd de ce. Ce frumos, de aceea spuneam de părinții noștri. Ce frumos ne-au învățat părinții noștri. De aceea trebuie ca fiecare dintre noi, să le păstrăm de cunoștință. Și părinții trupești, dar și părinții duhovnicești. Cei care ne-au născut la o viață nouă, fraților și surorilor. De aceea să rugăm pe Domnul ca să ne ajute. Ca fiecare dintre noi să păstrăm aceste mărgăritare care ni s-au lăsat, ni s-au fost lăsate. Am aici o carte despre ascultare, o broșură. Foarte, un lucru foarte interesant și spune în broșura aceasta a părinților Iosif și spune că în Sfânta Scriptură, de la început până la sfârșit, este vorba despre ascultare. De la primii oameni, de Adam și Eva, până la sfârșit, se ca un fir
roșu trece prin Sfânta Scriptură ascultare, fraților. De aceea, părinții noștri, de aceea vorbim așa de frumos despre cei care au fost înaintea noastră. Ne ducem în Vechiul Testament pentru că au ascultat. Au ascultat. Uităm la Iosif, tânărul Iosif. Pentru că a ascultat, a fost crescut într-o familie frumos, acolo crescut de Iacob. Crescut frumos. A fost trimis la frații săi și iată frații săi îl urăște. Și ce a spus? Iată, mă trimite. Ce a fost? A spus, s-a dus. Dar după ani de zile, ascultarea a avut rod. Ce rod frumos. Așa cum spuneam de părintele Iosif. Ce rod frumos a avut ascultarea lui Iosif. Ce rod frumos. Când s-a întâlnit cu toți, așa cum stăm aici, s-a întâlnit cu toată familia. Au venit-o frații lui, s-au întâlnit la o masă. Și el era mare. Și atunci el a scos afară pe cei care erau sub el. Și le-a spus celor care era cu el. Eu sunt Iosif, fratele vostru. Cel care, pe care voi m-ați vândut. Dar le-a spus un lucru. Nu vă temeți. Căci nu la voi întâmplare s-a întâmplat lucrul acesta. S-a întâmplat așa. De la Dumnezeu a fost. Pentru ca prin mine Dumnezeu să vă păstreze, să ne păstreze neamul nostru, fraților. Prin mine Dumnezeu să ne păstreze neamul nostru. Și au fost părinții noștri toți. Toți. Mai să citim. Toți înaintașii, sfinții, care sunt trecuți în Sfânta Scriptură. Și apoi ne luăm înapoi de la noi în, în lucrarea aceasta a oasei Domnului. Părintele Iosif i-a învățat frumos pe fratele Trean, pe fratele Moise, pe fratele Ioan Marini, toți, fratele David, la noi, toți au făcut, au fost niște unelte, niște, au fost un împreună lucrător cu Dumnezeu. De aceea Sfântul Pavel vine și ne spune părintele, nu știți că voi sunteți împreună lucrători cu Dumnezeu? Așa îi numește. Vine și ne spune evesenilor, voi sunteți cetățeni împreună cu sfinții. Oameni din casa lui Dumnezeu. În fiecare cetate pe mine. Așa lucea Sfântul Apostol Pavel. Așa, așa cum îi spunea părintele Pavel. Așa, așa frumos el. Pentru că acolo pe Damasc, acolo și-a lepădat firea lui. Acolo a fost lepădarea de sine. Și după aceea el prin, prin comportare și prin felul lui de viață a putut ca să fie trecut în Sfânta Scriptură, pe unde trecea prin toate cetățile, era o minune. Prin Efes, prin Corint, prin Gadar, la Gadareni, la Galateni, la unde trecea, el făcea minuni, fraților. Nu putea cetățile pe unde trecea. Felul cum îl vedea, nu putea ca să nu creadă în Hristos. De aceea, noi suntem, fiecare dintre noi, suntem o mărturie pentru cei de lângă noi. Și ca să fim o mărturie, ca să fim un împreună lucrător, trebuie să trăim. Trebuie să avem o comportare frumoasă. Trebuie să avem față de cel de lângă noi, în primul rând față de cel de lângă noi, să avem o atracție. Și ca să ai, să poți atrage pe cel de lângă tine, trebuie, așa cum spune fratele Trean, întâi să fim. Trebuie ca să fii cu adevărat. De aceea să rugăm pe Domnul ca să ne ajute. Ca fiecare dintre noi, fraților, să ne dăm seama pe unde suntem. În încheiere, vreau să citesc avocat de aici. Pe care am mai spus altă dată. Ce este oasă Domnului? Credem că și majoritatea care suntem aici cu oameni. Iar cei care nu avem soară, supăutăm soarele. Și la sfârșit spune așa, Părintele Iosif, pe versul cărții acestea, spune așa, oasă Domnului este aflarea lui Iisus cel răstignit. Căci cine l-a aflat pe Iisus cel răstignit, are totul, are dragoste, are răbdare, are smerenie, are bunătate, are bucurie, are viață. Dar cine nu l-a aflat cu adevărat, n-are nimic. Oricât de mult i s-ar părea lui că are, mă uit mereu peste duhovnicește, peste fronturile oaste și parcă nu-l și parcă nu-l văd mereu pe Iisus cel răstignit.
Dumnezeu să ne ajute la toate lucrurile acestea și să ne facă să înțelegem, fraților și surorilor, fiecare dintre noi, rostul care îl avem noi, pentru care venim aici. Să înțelegem fiecare dintre noi, de ce m-am dus eu la Cluj astăzi? De ce am venit în adunarea aceasta? Citeam într-o adunare la Sibiu, când Părintele Iosif spune un lucru. Cu ce vă duceți acasă de la Sibiu? Și spune, vă duceți, mergeți la Sibiu acasă, mergeți de la Cluj acasă. Și spuneți celor de acasă, căci aici la Cluj m-am întâlnit cu Hristos, cu Iisus Hristos, cel răstignit. Slăviți să fie Domnul!